Mulțumim tare mult și noi acestor copii minunați. Încă o dată vă rog frumos aplauze din tot sufletul pentru că merită. Dragilor, următorul invitat este un prieten drag al dumneavoastră, al rășinărenilor, deja am emoții, și un sibian care iubește mai mult decât orice pe această lume, meleagurile natale și oamenii de aici. Colaborator a mai multor ansambluri folclorice din țară, realizator de emisiuni Radio TV, în seara aceasta îl invit în scenă pe Mircea Cârțișorean. Bineînțeles, în aplauzele dumneavoastră! Doamne ajută, bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur din suflet să fiu din nou alături de dumneavoastră. De câte ori aud jienele, îmi saltă, tresaltă sufletul de bucurie și de câte ori întâlnesc sibieni, oriunde m-aș afla, îi simt ca pe proprii mei frați. Bucuria este mare să fiu alături de dumneavoastră și preț de vreo 15 minute să încercăm să petrecem împreună alături de mine ansamblul meu de suflet, Juni Petrileni de la Petrila din județul Hunedoara și bineînțeles cei mai frumoși și mai premiați, le-am dat premiul întâi în juriu anul trecut, ansamblul de dansatori de aici de la Rășinari, îmi pare rău, mulțumesc frumos! Stați să vedeți că abia acum trebuie să aplaudați. Lipsește anul ăsta prietenul meu, Gheorghe. El e cel mai frumos călușar de aici, de la Rășinari. Haideți să mergem! Puțin mai sus, vă rog! Mersi! Este un drum și o cărare, la-la-la-la-la-la-la. Ce mă duse de lumea largă, la-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 la. Ca să-mi aflu mândră dragă, la-la-la-la-la-la-la-la. Pe unde n-am fost ajunsul, la-la-la-la-la-la-la. Mi-o dat de griji, mi-o dat nevoie, măi, la-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 la. Dar nu m-am uitat înapoi, măi, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Am aflat și vine-n lume, la-la-la-la-la-la-la. Dar dorul tot dor rămâne, la-la-la-la-la-la-la. Și mă cheamă tot mereu, măi, la-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 la. Să mă întorc în satul meu, măi, la-la-la-la-la-la-la-la. Mulțumesc din tot sufletul, vă mulțumesc. În cele ce urmează, mi-am propus să vă aduc un cântecel ce cu siguranță îl cunoașteți și dacă vă face plăcere, vă invit să-l cântăm împreună. Haideți! Haideți!
dragostea, la 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 la, am știut ce dragostea, la 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 la. Nici am un nume pe ei, la 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 la, băi, nici am un nume pe ei, la 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 la. Cum a vremea mi-a trecut, la 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 la, cum a vremea mi-a trecut, la 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 la. Mulțumesc tare mult! Mare bucurie este atunci când simt căldura sufletească a sibienilor mei dragi. Și pentru că suntem la Sibiu, nu putea să lipsească o jiană, pentru că ăstea-mi sunt cele mai dragi. Dragul mi-a ciobănit după oile mândri! Pământ
mulțumesc tare mult și mulțumesc în special și dansatorilor micuți de aici din fața scenei care, vedeți, asta înseamnă să iubești jocul și cântecul. Nu poți să stai atunci când auzi cântec popular. Haideți să meargă! Mulțumesc mult! Sunteți minunați! Dumnezeu să vă țină sănătoși! Următoarea! Mulțumesc tare mult, vă prețuiesc și vă iubesc. Și pentru că țin tare mult la dumneavoastră, următorul cântec nu l-am cântat niciodată până în prezent, așadar putem spune că este o premieră aici la dumneavoastră, este un cântec rupt din sufletul meu, sper să vă placă. Îl dedic tuturor celor care sunt sibieni, vin din țara Făgărașului, dar și de la Boișoara, din județul Vâlcea, pentru că un pic de sânge am și de acolo. Haideți! Inimioara, inimioara mea.
aștea. Să țin pe loc tinerețea mea, să fac tot ce n-am făcut și poate mi-aș fi dat ei inimioară, inimioara mea. Mulțumesc, vă mulțumesc din tot sufletul și pentru că ați jucat atât de frumos, fiind ultima melodie, o să vă spun așa, în zile de sărbători se strâng frați, părinți, surori și petrecem românește. Haideți, ultima melodie! Mulțumesc din tot sufletul pentru aplauze, mulțumesc primăriei de la Rășinari, mulțumesc celor care știu să petreacă frumoși, Dumnezeu să vă dea sănătate. N-o să plec până nu vă aduc, până n-o să aduc în fața dumneavoastră un prieten de la Jina, dar care mi-e vecin acolo în Banat, departe de casă, amândoi trăim cu dorul de casă, iar el cântă foarte frumos la fluier. Îl invit alături de noi pe Ionică, pe Schiu, de la Jina și fluierul lui. Dăm și mie stativul, dăm stativul ăla. Hai să-l ajutăm pe Ionică. Să-l ajutăm pe Ionică, să-i punem aici microfon. Mult succes, Ionică. Rășinărenii
ca și cei de la Jina, oameni minunați. Da, mulțumesc din suflet, Doamne ajută!